La teoria restrânsă a relativității, pe care am început să o studiem împreună încă de anul trecut, într-o formă mascată de geometrie cu coordonate, am încercat să înțelegem cum ajungem să obținem alte informații despre spațiu și timp decât cele pe care ni le-ar oferi mecanica clasică. Deci, în mecanica clasică, adică în mecanica newtoniană, așa, timpul era absolut. Deci, Universul avea un ceasornic. Și ceasornicul acesta, acesta funcționa în absolut tot Universul. Și trebuie să fiți foarte cinstiți și să spuneți că Așa simțiți că este, pentru că pur și simplu sunt, avem ideea aceasta în cap că așa se întâmplă, că există un timp absolut și există un spațiu absolut. Și spațiul acela absolut este spațiul Euclidean tridimensional E3, deci un reper unic și acolo se întâmplă totul. Acolo, în timp, obiectele evoluează. În spațiu. Adică cu alte cuvinte se mișcă în spațiu, în același timp această mișcare producându-se și în acel timp absolut. E, teoria resusă a relativității a lui Einstein a schimbat această viziune. Nu există timp absolut. Nu există spațiu absolut. Așa, și dacă în mecanica newtoniană se lucra în sisteme de referință inerțiale. Inerțiale. Adică, ce însemna astea? Cele care erau considerate în repaus relativ. Aici nu putem să folosim cuvântul în repaus. Sau în mișcare cu viteză constantă. Și această teorie, hai să le numim SRI, nicio legătură cu instituția din statul român, așa. Și această teorie resursă a relativității, tot în sisteme de referință inerțiale, lucrează. Numai că, numai că înțelegând diferența dintre repausul relativ și mișcarea relativă apar alte legi ale fizicii. Deci apar cu totul alte legi ale fizicii și acele legi uh, sunt uh, la fel uh, în sistemul de referință absolut. Cât în sistemul de referință inerțial în repaus sau în sistemul de referință inerțial în mișcare. Dar există o trecere între ele, era acea transformare Lorentz. Și atunci hai să încercăm să ne reamintim ca să putem să ajungem la lecția de astăzi, așa să ne amintim câteva concepte. Deci, să zicem că avem un sistem de referință inerțial. El s-ar putea să fie în mișcare sau în repaus. Să notăm coordonatele lui cu T și Z. Așa. Un punct E de T0 Z0. Acest lucru se numește eveniment. Eveniment. Deci una, un punct în, într-un sistem de referință inerțial din teoria restrânsă a relativității se numește eveniment. Prin observator, observatorul este, hai să scriu așa, ops, observator, așa, este tot reperul. În general, puteți să considerați că acel reper are o persoană sau un aparat care face măsurător și locuiește în O. Dar tot reperul este observatorul. Așa, deci cu alte cuvinte, observatorul ăsta s-ar putea să fie în repaus relativ sau să se miște. Așa. Acum, dacă aveți, să zicem, o linie sau o curbă în spațiu-timp, aceasta este o înșiruire de evenimente. Aceasta este o înșiruire de evenimente. Și această chestie se numește linie de univers. Așa, deci, de exemplu, cum arată o mișcare rectilinie și uniformă? o mișcare rectilinie și uniformă, Registrată de observatorul din nou, de exemplu, poate să fie această mișcare a unui punct material, așa, făcută după regula Z egal cu, n-am să pun M ori T, ci am să pun V ori T, pentru ca să subliniez că punctul material, punctul material, deci orice punct de aici, este de forma T și V ori T, unde V constant. Unde V este constant. Uh, și constanta aceasta este pozitivă, după cum am desenat-o aici în primul cadran, având în vedere ideea de evoluție a evenimentelor în direcția aceasta. Deci uh, uh, acest uh, lucru, deci acest uh, desen albastru de aici, uh, va fi desenul unei deci, linie de univers pentru o particulă materială care se mișcă cu viteza constantă Bun. Acum, am să presupun, am să presupun. Deci, observatorul ăsta se mai numește și spațiu-timp, adică, cu alte cuvinte, voi numi spațiu-timp o diagramă din aceasta în care avem spațiu și timp. Dar, atenție, s-ar putea să avem. Mai multe coordonate spațiale, să zicem, am aici Z, am aici Y, și acum am și o coordonată temporală. Și aici, practic, vă dați seama dacă am un omuleț și îl desenez aici, în planul Z2Y, după un timp, dacă omulețul ăsta chiar dacă nu se mișcă, el trebuie să-l desenez aici. Dacă a făcut mișcare între timp, vă dați seama că ar trebui să uh, sugerez ideea, chestia aceasta, făcându-i așa o fel de umbră care s-a mișcat între cele două imagini, pentru că aici este tot Y și Z după un anumit timp. Așa, deci cu alte cuvinte, ideea, diferența dintre spațiu-timp uh, uh, uzual, și spațiu și timp este că în spațiu timp, în momentul când stai, te miști în timp. Pe când în spațiul ăsta absolut de aici, poate să treacă timpul, dar tu stai în același punct. Pe când evenimentul acesta, dacă pur și simplu își păstrează poziția, timp de 10 secunde, se mișcă și ajunge aici după 10 secunde. Dacă după aceste 10 secunde punctul material care este aici hotărăște să se miște cu viteza V1, pleacă cu viteza V1 într o direcție dată. Și dacă aici se oprește, asta înseamnă că trebuie să controlizez cât timp se oprește, pentru că ar putea să continue Așa, și acum poate să plece cu viteză negativă, de să se deplaseze în direcția asta. Și în felul acesta, aceasta este o viteză V2 mai mic decât 0, în momentul care se deplasează așa. Deci am o imagine asupra modului cum evoluează punctele în, într-un spațiu-timp. Deci aici practic ar, ar fi exact ca punctul ăsta de aici, din spațiu care stă, numai că în spațiu-timp, el încă se mișcă. Adică, ca să vă explic și mai clar, puteți să stați voi pe scaun, dar viața voastră trece. În, în spațiu-timp vă deplasați și linia voastră de univers continuă de la naștere până, până la sfârșit, ca să spunem așa. Iar mai mult, aș vrea să mai fac o precizare foarte importantă. Putem să considerăm ce egal cu 1, adică viteza luminii egală cu 1, adică cu alt... de ce e egală cu 1, că voi veți spune egală cu 300.000 de km pe secundă? Da, este 300.000 de km pe secundă în unitățile de măsură în care se face fizica clasică. Dar problema este că în momentul când s-a făcut fizica clasică, nu s-a înțeles cât de important este să-ți adaptezi Unitățile de măsură ca să poți să vezi geometria fizicii clasice. Deci, în momentul când Newton a creat mecanica, el nu avea idee foarte mare de cât de geometrică este mecanica. Deci, ce e egal cu 1 este o convenție, deci se alege metru de o anumită mărime, secunda de o anumită durată, ca să spunem așa. Și atunci, viteza luminii poate să fie c egal cu 1. Și dacă viteza luminii este c egal cu 1, am să schimb culoarea de aici, am să o fac roșu. Și c egal cu 1, asta înseamnă că fotonul de lumină se deplasează pe dreapta z egal cu t. Deci, aceasta este o posibilă deplasare a fotonului de lumină dacă vreau să meargă în direcția asta sau pe dreapta z egal cu minus t, dacă vreau să meargă în direcția aceasta. Deci în acest spațiu timp, deci dacă un foton este cumva lansat, deci dacă cumva de aici cumva se lansează un foton din punctul ăsta, din acest punct, el va putea, dacă merge în direcția în sus, are ecuația, are panta 1, ce egal cu 1, și se duce în direcția aceasta. Dacă cumva vrea să plece în direcția aceasta, se poate și asta, contează, contează direcția în care este emis. Deci în momentul când pun ce egal cu minus 1, aceasta este o convenție și privește doar faptul că a fost emis în direcția asta. În direcția asta. Ce egal cu 1, că a fost emis în direcția aceasta. E, toate aceste lucruri vi le-am spus și anul trecut, dar cel mai important lucru este să știți că teoria restânsă a relativității se bazează pe următoarele două postulate. Deci, ca să spunem așa, oricare ar fi V, V este mai, mai mic sau egal cu C, deci, cu alte cuvinte, nu există corpuri care să se deplaseze cu viteză mai mare decât viteza luminii. Să zicem că acesta este postulatul 1. Și postulatul 2, oricare ar fi sistemul de referință inerțial, viteza luminii este aceeași. Adică, fie că e în mișcare, fie că Sistemul se află în repaus, dacă cumva doi observatori, unul în mișcare și unul în repaus, văd un foton de lumină, pentru amândoi, el are sau ce e egal cu 1 sau ce e egal cu minus 1. Deci nu se poate întâmpla ca ei să perceapă altă valoare. Pentru viteza luminii. E, asta este. Deci, această, aceste două postulate sunt foarte, foarte importante. Deci, ele construiesc. Deci, exact cum la geometrie, la geometrie bazată pe axiome, exact cum la geometrie bazată pe axiome, eu pun niște axiome în fasă și cu ele creez geometrie. Și ați văzut că poți să crezi cu un număr de axiome crezi geometria absolută, la un moment dat introduc o nouă axiomă și direcția în care mă duc este geometria euclideană. Sau introduc contrarul acelei axiome și direcția în care mă duc este geometria neuclideană. Tot așa și aici. Pui axiome în față și construiești ceva. Și mă veți întreba, dacă câte construcții sunt posibile? O infinitate. Contează însă, dacă este fizică și nu matematică, deci dacă este fizică, contează însă dacă ceea ce faci poate fi verificat experimental. Acum, deci acestea sunt postulatele teoriei restrânse a relativității, așa cum au form fost formulate de Einstein. Așa. Acest ce egal cu 1, trebuie să vi-l închipuiți ca gândit de Minkowski. Minkowski a fost profesorul lui Einstein la Universitatea din Zurich Așa. Și trebuie spus că Einstein nu se ducea la cursul lui Minkowski, care Minkowski preda extrem, extrem de clar, dar Einstein considera că știe lucrurile respective și nu a fost la niciun curs. Minkowski nu l-a reținut și nu a reținut decât faptul că s-a prezentat la examen și aici a luat notă maximă la examenele în general de matematică fizică din facultate, el a avut note maxime. În pofida faptului că auzis că Einstein era leneș, că Einstein era uh, gândea încet și tot felul de alte, alte imbecilități pe care le auzit din presă, un fel de fake news-uri științifice. Așa, să știți că Einstein era de o inteligență absolut vie. Nu se întâmpla ca un profesor în general să poată să preda ceva ca el să nu încerce să vadă dacă acel lucru poate fi negat. Deci, cu alte cuvinte, dacă ceea ce, se pre, ceea ce se preda în special la fizică, dacă se supunea idei de realitate. Bun. Așa. Deci, până acum am făcut acest progres și mai vreau să vorbesc ceva din punct de vedere geometric. Geometric. Deci de cele mai multe ori, reperul la geometrie, dar nu mai la geometrie, și la analiză și peste tot unde faceți desene cu repere, vi le faceți în felul următor. Să zicem că acesta este T și acesta este Z. Și dacă eu vreau să desenez Z egal cu, cu T și Z egal cu minus T, Așa, Ideea este că eu, pentru chestia aceasta, fac un grid. Ce înseamnă grid? Numerotez axele din 1 în 1 și duc paralele. Deci, ceea ce... hai să mergem cu gridul ăsta și în jos puțin. Și acum, în partea asta, aici, punctul ăsta ar trebui să fie aici. Asta apropo de corectitudinea desenului. Deci, aceasta este dreapta Z egal cu T. Dacă desenez eu acum cu culoare neagră chestia aceasta, care trece prin punctul ăsta și prin punctul acesta și continuă așa. Păi, acesta este punctul de coordonate 3 și 1. 3 și 1, ăsta. Este punctul de 3 așa și atunci dreapta care trece prin 0 și 0, am să pun O și se subînțelege că e 0 și 0, sau să mă rog să scriem ca să nu zice ceva. Așa, și, e, dreapta aceasta are ecuația Z egal cu 1 pe 3 T. Este clar că această ecuație este a unui punct material care se mișcă cu viteza V egal cu 1 pe 3. Deci nu este, punct de, nu este foton luminos. Este un punct material care se mișcă cu viteza 1 pe 3. Și, de exemplu, dacă îl iau pe ăsta de aici, care îl desenez acum, acest punct trece prin 4 și minus 1. Deci, ecuația acestei drepte este z egal cu minus 1 pe 4t. Punctul material se deplasează în direcția asta. Viteza negativă înseamnă direcție de deplasare. Bun. Deci, de cele mai multe ori la geometrie voi faceți reperele așa, dar vă rog să observați că nimeni nu mă împiedecă să desenez repere strâmbe. Hai să punem aici tau, aici să punem psi și să duc tot cu verde ca să semene cu desenul ăla de aici, din partea cealaltă. Nimeni nu mă împiedecă să desenez astfel de repere și să duc din 1 în 1 gridul, gridul dintr-o parte e format din romburi, gridul din cealaltă parte este format din pătrate, care sunt niște romburi mai, mai particulare. Să mai, duc, mai, să mai ducem aici. Vedeți ce frumoasă lecție, profesor de desen. Deci, așa. Dar, dacă ne uităm cu atenție, având în vedere că avem grid, această chestie de aici, care trece prin 1 și 1, prin 2 și 2, prin 3 și 3, prin 4 și 4 și așa mai departe, sau asta care trece prin 1 minus 1, 2 minus 1 și așa mai departe. Deci, asta de aici, mă rog. Înțelegeți voi că. Asta, deci așa cum ă, asta e o ecuație psi ă, egal cu tau și psi egal cu minus tau. Deci a, are sens. Iar e, dreapta aceasta care o voi desena cu albastru acum, uitați de exemplu asta de aici, este dreapta de ecuație psi egal cu 1 pe 3 tau. Deci exact exact Uh, Reperele ar putea fi desenate drept sau strâmb. Drept sau strâmb? Așa. Uh, întrebarea este de ce l-aș desena drept, de ce l-aș desena strâmb? Uh, care e diferența de geometrie? Și aici este clar că partea afină. Uh, este aceeași, este aceeași. Problema este că poți să construiezi totdeauna paralele, deci de câte ori vorbim de paralelism avem partea fină. Totuși și aici avem distanță pentru că am zis că aceste paralele s-au dus în această figură, aceste paralele s-au dus la egală distanță deci practic nu are foarte mare importanță cum desenez reperul. Deci, uh, cu alte cuvinte, este uh, convenție. Deci, desenarea unui reper este o chestiune de convenție. Și probabil că cei mai mulți întotdeauna îl veți desena drept și eu îl voi desena drept, numai că la lecția asta, ca și la lecția care am făcut-o în anul întâi, Einstein a avut o idee fabuloasă legată de următoarea situație. Să zicem că am un reper pe care îl cheamă acel tau psi, pe care observatorul din O percepe drept, care se deplasează cu viteza V în raport cu un reper pe care îl cheamă TZ și pe care observatorul, hai să zicem pe ăsta să l punem oprim, observatorul din O îl percepe tot drept. Ia să vedem ce au în comun cele două repere. Conform principiilor relativității al, tată, al tatălui Einstein, dreptele acestea sunt raze de lumină. Și dacă, deci cu alte cuvinte, Z egal cu T este un foton care a plecat în direcția asta, Z egal cu minus T este un foton care a plecat în direcția asta, cum le vede, cum, cum le vede ăsta de aici din O prim, cum le vede exact că au plecat cu viteza C egal cu 1 sau C egal cu minus 1. La fel, observatorul ăsta care stă în repaus din O, cum vede dreptele psi egal cu tau și psi egal cu minus tau, răspuns le vede la fel, pentru că așa îi spune principiul 1. Deci, fie că, deci în momentul când ei se uită unul la altul, o chestie, pe o chestie se pun de acord. Pe o singură chestie se pun de acord. Faptul că lumina circulă cu viteză constantă în modul 1. Bun, foarte bine. Atunci, deci aici cred că intervine geniu unei persoane. Cum să reprezint totul în aceeași imagine? Deci, întrebarea este cum reprezint totul în aceeași imagine? Și aici, aici este ca să spunem așa, geniul lui Tata Einstein. Deci aici este, să zicem, mă duc la reperul care este în repaus, am să notez cu R de la repaus acest reper, acest spațiu timp, și am să notez cu M de la mișcare, așa, reperul acesta, de aici, care se mișcă cu viteză constantă, V, ca să fie inerțial. Pentru că am stabilit că e, nu lucrăm decât cu sisteme de referință inerțiale. E. Deci, cum le reprezint? Pe răspuns. Dacă ăsta este reperul corespunzător lui O, în momentul când ăsta din O prim ajunge în O, cel care este, să zicem, stă pe bancă, eu așa, stau pe bancă, îl percep pe cel din oprim că se mișcă cu viteză V. Deci îl văd, tehnic vorbind, ca mișcându-se, axa lui oprim tau este dreapta de ecuație Z egal cu VT. Deci axa aceasta a devenit așa ceva. Acum veți întreba bun perfect. Unde este axa o prin psi, care devine acum opsi? Păi răspunsul stă în înțelegerea corectă a faptului că în acest moment, în acest moment pentru amândoi, fotonul care a plecat de aici, are și Z egal cu T. Și Psi egal cu Tau. Și când mă uit la desenul anterior, la cazul acesta, cu Psi egal cu Tau, și având în vedere că avem de-a face cu un romb, înseamnă că unghiul acesta de aici și unghiul acesta de aici trebuie să fie egale, pentru că n-aveți decât să vă duceți în desenul primului romb. Și în desenul rombului, diagonala aceasta este și bisectoare. Deci, cu alte cuvinte, axa cealaltă trebuie să o desenez aici, astfel încât unghiul ăsta de aici să fie egal cu unghiul ăsta de aici. Deci asta, asta este axa opției. Și bineînțeles, dacă vă uitați pe desenul din partea asta, unghiul dintre uh, cele două raze de lumină este de 90 de grade. Dar când vă uitați aici la acest unghi, care e singurul care, așa, tot de 90 de grade este. Unghiul dintre aceste două raze de lumină este de 90 de grade. Deci, cu alte cuvinte, fără probleme, nu am decât să duc o perpendiculară aici și, într-adevăr, perpendiculara devine Z egal cu minus T și, în același timp, C si egal cu minus tau. Deci, gridurile s-au potrivit, vin așa. Adică, acum, haideți să, să arătăm prostește. Voi desena cu galben gridul, voi desena cu galben gridul ăstuia inițial al lui TOZ. Mă rog, desenez. Pac, 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 mă rog, ați înțeles. Acum, ca să fiu politicos, am să duc de aici. Și în felul acesta n-am să mă izbesc de imposibilitățile desenului meu. Și am să duc... A, așa. Și avem o situație... Avem clar. Deci asta este gridul galben, gridul cu care ne-am obișnuit, este gridul sistemului ăsta. Ei bine, nu duc decât câteva linii pentru că o să vă obișnuiesc. Așa, hai să mai duc una ca să nu ziceți că n-am dus și în partea. Bun. Acum am să îi schimb culoarea și am să desenez cu verde gridul de aici. Păi, aici arăta la fel ca gridul galben. Deci, nu este niciun fel de problemă. Deci. Aveți că îmi place cursul ăsta. Pur și simplu îmi pune în valoare calitățile de desenator tehnic. Așa. Bun. v e, Acum, în momentul însă, când îl desenez aici, pe axele acestea, este clar că. Se schimbă puțin situația având în vedere că unul devine puțin modificat. Deci să zicem că vine pe aici. Hai, nu prea contează foarte mult am să duc așa, nu am foarte mult talent să le reprezint pe amândouă, foarte bine, dar voi aveți aceeași putere ca mine să vă imaginați că apar. Două griduri diferite. Și toată problema pe care uh, și-o pune tata Einstein este cum trec de la un sistem de coordonate la celălalt. Celălalt. Adică, cu alte cuvinte, întrebarea este știu cât este. Tau Psi, cum știu cât este TZ? Sau, evident, știu cât este TZ, cum aflu cât este Tau Psi? Deci, sunt întrebări naturale. Dar, din fericire pentru noi, știm că uh, va trebui să construim niște matrici, pentru că am văzut că dreptele se duc în drepte în acest sistem. Și atunci transformările care uh, au proprietatea asta să ducă dreptele în drepte sunt transformări liniare. Deci cu alte cuvinte, în cazul 2x2, înseamnă că e vorba de niște matrici și am să notez uh, o asemenea matrice cu LV. Și bineînțeles, aici va funcționa LV la minus 1. Mai vreau să mai fac încă precizări de desen. A, așa. Prima chestie foarte importantă pe care vreau să o precizez este legat de, să zicem, faptul că există un eveniment bun. Să presupun că evenimentul acela constă, constă, deci, constă în acest punct. Din, deci, cu alte cuvinte, am luat punctul T, T. Deci evenimentul este la momentul T. Hai să punem T0 ca să, ca să este axa T. Așa, la momentul T. Și acest eveniment mare în partea aceasta, la același moment, un eveniment care este T0 minus T0. Dar ceea ce contează este că atât evenimentul E, adică cel din partea asta, cât și E minus din partea acesta, se produc la același T0. Deci E plus și E minus se numesc evenimente simultane pentru că se produc la același t 0. Vreau să fac un, veți spune bine, da, ăsta de aici. Ăsta de aici, dacă vreau să știu am desenat prost pentru hai să ducem să forțăm puțin. Asta este paralela. Deci, acest punct de aici, deci în momentul când observatorul de din nou s-a mutat aici cumva, a evoluat în timp, poate să observe acest eveniment pe care să-l numim E1+. Și acest E1+, n-am decât să mă duc și cu viteza uh, minus C, adică minus 1, și are corespunzător acestui punct de aici, este ev -e -e eveniment, uh, are un eveniment simultan E minus. E, e minus, pardon, E1 minus. Și atunci plusul ăsta de aici l-am pus prost, deci trebuie să-l pun. Ce fac eu pe aici? A, așa, e minus. Deci asta se numesc evenimente simultane. Sigur că noțiunea de eveniment simultan are sens și dacă reperul este strâmb. Are sens și dacă roțiunea, reperul este strâmb, pentru că eu n-am decât să duc să zicem de aici, raza de lumină și raza cealaltă de lumină. Și dacă vreau să știu corespunzător acestui timp, corespunzător acestui timp, care sunt evenimentele simultane, pe atenție, duc paralelă la axa aceasta, la axa O, opsi, și o continui aici Și evenimentele simultane Aici, în reperul strâmb Acesta este E plus Care este simultan cu E minus Deci, vă rog să observați acest lucru Ei, în acest moment Numai jucându-ne cu astfel de desene Le putem spune Tuturor profesorilor de fizică Care predau altfel lecția aceasta Le putem spune următorul lucru domne, nu există simultaneitate. Nu există. Deci, cu alte cuvinte, uh, ei o să înceapă să spună așa. Uh, John călătorește uh, cu trenul și o vede pe an când scoate oglinjoara să se privească, să și privească chipul frumos în oglindă. Așa. Uh, pe peron este uh, și uh, să zicem alt nume Adam care și el privește uh, această scenă. E acum, dacă sunt, e doar atâta, e cam greu de spus, e cam uh, cam greu de spus uh, ce se întâmplă, adică simultaneitate în raport cu ce nu avem atunci trebuie să inventăm, așa cum fac profesorii de fizică, că sunt N1 și N2, una la un capăt de vagon și una la un capăt de vagon, și scot oglinzile să se uite, iar pentru John din vagon, aceste oglinzi au fost extrase din geantă și puse în dreptul figurilor de N în același timp. În schimb, ăla Adam de pe peron o vede întâi pe când trece vagonul, o vede mai întâi pe cea mai din dreapta, pe N1, că și-a scos oglinda, și, pe urmă, o vede pe N2, că și-a scos oglinda. Genul ăsta de, de explicații pe mine mă doboară. Deci, cu alte cuvinte, eu cred că unui copil normal mental îi spui, domne, în primul și în primul rând, fiecare avea dreptate. Deci, cu alte cuvinte, faptul că fiecare a perceput diferit lucrurile, și se datorează tocmai faptului că fiecare ne cărăm spațiu și timpul după noi. Deci, bietul Adam stătea în reperul fix, iar John n și N2 în reperul mobil și fiecare își căra propriului spațiu și timp. Și atunci, eu, dacă ar fi să le spun copiilor, le-a spune așa, dragi copii, am să vă explic situația asta altfel. Deci, ăsta este reperul lui Adam. Tz. În reperul lui Adam, situația când, în, în reperul lui Adam, situația când cele două și ar fi scos, și ar fi scos uh, uh, oglinzile în același timp, ar fi fost de tipul acesta. În timpul lui, în timpul acestui reper tradusă o paralelă la axa Z și simultaneitatea ar fi fost de tipul E plus E minus. În schimb, în schimb, dacă noi considerăm că fetele acelea călătoreau în tren, într-un tren care merge cu viteză V, am, am, făcut aici dreapta Z egal cu VT, care devine axa O tau. Evident că pot să fac și cealaltă axă. Aceasta este O -Psi, o consider. Așa. Evenimentul corespunzător în sistemul, hai să-l facem puțin mai gros pe ăsta în mișcare, Evenimentul corespunzător acestui eveniment în. Deci acesta este. Să se vadă frumos, E plus vreau. Nu vreau cu. Vreau cu culoarea albastră. Deci, E plus, E minus. Așa, deci, evenimentul corespunzător acestuia, pei trebuie să duc paralelă așa. Adică la opți. Și ca urmare, E plus este simultan cu E, să punem așa, minus 1. Deci, observați. E clar că pentru, pentru cel care stă în, în afară, în, în, în gară, evenimentele simultane ar trebui să fie ăsta și ăsta. Pentru cel care stă în tren, nu poate să fie decât ăsta și ăsta. Deci nu, nu există simultaneitate. Deci avem o relativitate relativitate a simultaneității. Evenimente care mi se par mie simultane, care stau pe o bancă și mă uit la ceva, nu trebuie să îi se pare neapărat simultane unei persoane care se află în mișcare. Iar diagrama aceasta este cheia. Deci, pentru cel din vagon, aceste două sunt simultane. Pentru cel pentru cel care stă în afară, aceste două sunt simultane. Deci, cu alte cuvinte, având în vedere această diferență de aici, așa, nu putem să vorbim că observatorul O și observatorul O prim, chiar dacă sunt în aceeași poziție, în acest moment, în spațiu, adică aici, văd la fel lucrurile. Așa, foarte bine, am lămurit chestia asta și având în vedere că am lămurit chestia asta vreau să vă spun că v-am demonstrat deci în cursul anului trecut așa v-am demonstrat cum se găsește matricea aceasta deci LV o să de forma să zicem hai să spunem așa, A, B, C, D. Atenție, ce nu mai există, de să nu credeți că ăsta de aici ar fi viteza luminii, e o literă. Așa. Și trebuie să pun următoarele condiții. Deci trebuie să pun odată că acest LV, în momentul când îl aplic lui 1, 1, îmi dă un lambda ori 1, 1. Adică cu alte cuvinte, această condiție de aici, condiția care se notează cu 1, îmi spune că această dreaptă de par, parcursă de un foton este invariată. Adică și într-un sistem, și în celălalt și în celălalt este văzută la fel. Observați că aceasta este o problemă de vector proprii, valori proprii. Este clar că a doua Problema este de același timp, de același tip, LV de 1 minus 1 este, hai să notăm lambda prim, înmulțit cu 1 minus 1. A treia chestie este că LV, în momentul când îl aplic lui 1, 0, adică cu alte cuvinte, ne întoarcem la desenul de bază, E ciudat că trebuia să fie mai devreme. A, aici. Deci, desenul de bază. Desen, bază. În momentul când îl aplic lui 1, 0, LV, atenție, mi-l duce pe dreapta Z egal cu VT. Deci, cu alte cuvinte, condiția devine LV de 1, 0, este ceva de forma TVT. Considerând aceste trei rânduri de condiții, așa, și scrind uh, ce trebuie, uh, fiecare condiție, de exemplu, aici, trebuie să scrii că ABCD înmulțit cu 1,0 egal cu TVT, imediat să închid așa, deci vine, în momentul când te uiți aici, A, și pe C egal cu T VT. Deci cu alte cuvinte A supra C este 1 supra V. Deci rezultă dintr-o dată că C este VA. Și ca urmare matricea este de forma LV este deja A, AV și aici B și D. Și acum asta eu o lui 1, 1 și ții cont că trebuie să fie lambda ori 1, 1 Deci de aici îți rezultă ceva de forma A plus B egal cu lambda și aici AV plus D este tot lambda. Deci iată A plus B egal cu AV plus D. Iar din condiția AB AV D, aplicat lui 1 minus 1 este lambda prim, în cu 1 minus 1. Rezultă că A minus B, care este lambda, este egal cu atenție. Aici am da minus lambda. Deci am să pun minus AV, minus D. Imediat. Nu. Atenție, ce, ce prostie am scris. Încă o dată. AV minus D, a, a, așa, plus D. Deci. Și atunci, în momentul când tragi linie și aduni. Aici o să l prim. Când tragi linie și aduni 2A este egal cu 2D, deci rezultă A egal cu D, și când înlocuiești A egal cu D, rezultă B egal tot cu AV. Deci, matricea LV. Devine A, ave, ave, A. Și acum să nu uităm că lambda și lambda prim trebuie să fie am pozitive, pentru ca să respecte ideea de deplasare în direcția asta. Asta înseamnă. Deci cu alte cuvinte, dacă lambda este negativ, direcția de deplasare ar fi așa. Deci cu alte cuvinte, toată lumea înțelege chestia aceasta sunt simple fapte geometrice. Acum, trebuie să ținem cont că LV la minus 1 trebuie să fie egal cu L minus V. L, L minus V. Și, mă rog, asta înseamnă că în momentul când eu îmi voi înmulți A, AV, AV, A, cu A, atenție! Merg, deci e clar că te întorci înapoi în momentul când te deplasezi cu viteza minus V, este clar. Deci diferența dintre a merge în direcția asta cu V și întoarcere este că la întoarcere trebuie să mergi cu minus V ca să obții aceeași deplasare în sens contrar a reperului. Și atunci aici vine A minus AV minus AVA și trebuie să pui condiția că este LV la minus 1, deci este I2 și de aici îți va da posibilitatea pentru A fie să fie uh, pentru, uh, 1 supra radical din 1 minus V pătrat sau să fie minus 1 supra radical din 1 minus V pătrat. Deci am două posibilități, A1 și A2. Voi arăta că asta este imposibilă și într-adevăr orice matrice din asta 2 dimensională verifică LV pătrat, deci o ridic la pătrat, minus tras de LV înmulțit cu LV, plus determinant de LV înmulțit cu I2, egal cu matricea 0000, adică O2. Pe dar trasul lui LV, toată lumea știe că trasul lui LV, pe de o parte, vedem că este 2A, uitându-mă la așa ceva. Pe de altă parte știu precis că este din teorema aceasta care se numește formula lui Cayley, care este ecuația caracteristică pentru matricea LV, este lambda plus lambda prim și e mai mare ca 0. Deci cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, LV este egal cu a este unul supraradical din 1. Deci, cu alte cuvinte, am să scot. A este peste tot. Deci am să scot în față. Și aici vine 1, V, V, 1. Așa. Deci aceasta este formula. Formula. Care mă trece de la tau psi la TZ. Și bine, deci, cu alte cuvinte, în momentul când aplic eu LV lui Tau Psi, ceea ce se obține este TZ. Aceasta se numește Matrice Lorenz. Lorenz a găsit-o dintr-un cu totul alt punct de vedere. Dar a scris-o înaintea lui Einstein și chiar înaintea lui Poincaré, care a regăsit-o și el din același punct de vedere ca Minkowski. Așa. Acum, Minkowski a mai făcut un pas și, dacă a notat PV, ia să vedem. Noi știm următoarea formulă. Să scriem cu roșu. CH pătrat de alfa minus SH pătrat de alfa este egal cu 1. Deci, în momentul când eu, unde toată lumea știe că CH de alfa înseamnă E la alfa plus E la minus alfa pe 2, SH de alfa este. E la alfa minus E la minus alfa pe 2. Prin tangentă hiperbolică de alfa, asta înseamnă E la alfa minus E la minus alfa pe E la alfa plus E la minus alfa, adică cu alte cuvinte este sinus hiperbolic pe cosinus hiperbolic. Chiar nici eu nu pot să. Uh, deci, de, atenție! În principiu, de câte ori vedeți la mine scris SH, el, dacă ar fi după notațiile internaționale, ar trebui scris sinus H. Asta este notația românească, dar mi-a rămas așa de când eram elev, CH, cosinus sinus hiperbolic scris așa. Deci, <coughs> deci le scriu de, de fiecare dată să spun ce înseamnă măcar. Așa, și la urmare, dacă eu înlocuiesc pe V cu tangentă hiperbolică de alfa și mă uit la ce înseamnă 1 minus V pătrat, înseamnă uh, 1 minus sinus hiperbolic la pătrat de alfa pe cos, acum vreau să scriu pe CH pătrat de alfa, deci, CH pătrat, când aduc la același numitor, o să vin aici sus 1 pe CH pătrat de alfa. Deci, rezultă că matricea LV devine o matrice care depinde de alfa, este egal, dar am să pun așa în sensul de egal devine, care, deci aici vine, vă dați seama, 1 supra 1 pe CH. CH este întotdeauna, se vede din CH este totdeauna mai mare sau egal cu 1. Deci în momentul când scot radicalul din CH pătrat, este modul de CH care modul de CH este CH. Deci aici vine CH de alfa în față și ne uităm. Deci aici va veni CH de alfa, CH de alfa. Iar aici, în poziția 2-1, va veni CH de alfa ori tangentă, deci rămâne SH de alfa SH de alfa. Deci iată ce frumos. Practic aceasta este o rotație hiperbolică. Deci matricile acestea, din matricile Lorentz, matricile Lorentz, sunt rotații hiperbolice rotații hiperbolice într-un spațiu, într-un spațiu Minkowski. Spațiu Minkowski, alea care aveau vectori, deci acum e clar pentru toată lumea că toate lucrurile capătă sens. Asta este T, asta este Z să zicem, asta este dreapta Z egal cu T, asta este dreapta Z egal cu minus T, știm că astea formează conul luminos, ca să spunem așa, la fizică. Așa, ceea, ce contează pentru, ceea ce contează pentru mine este că, de exemplu, vectorii aceștia, vectorii aceștia în care o să zicem, vectorul acesta pe care l-am desenat aici, V, așa, are două coordonate, T0 și Z0. Și observ că în momentul când fac V ori V, adică în momentul când scriu T0 pătrat minus Z0 pătrat, așa, acest uh, produs Minkowski, pentru că eu sunt într-un spațiu Minkowski, așa, este mai mare ca 0. Ăsta V este, este de tip timp. Deci și vectorul ăsta este de tip timp și ăsta este toți ăștia care sunt sub prima bisectoare, ba chiar și ăsta este de tip timp și ăsta este și ăsta, astea sunt vectorii aceia de tip timp orientați către viitor și aceștia sunt vectori de tip timp orientați către trecut. Sunt cei care se duc de-a lungul axei temporale, ca să spunem așa, între cele două raze de lumină. Iar vectorii aceștia de aici, deci ăsta, ăsta, ăștia sunt vectori de tip spațiu, acesta W. W, să zicem că îl cheamă T1, Z1, W, W, îmi dă T1 pătrat minus Z1 pătrat, este clar că. Y, ca să spunem așa, e mai mare decât X-ul și atunci chestia asta este negativă. W este de tip spațiu. Așa, din punct de vedere tehnic, vectorii ăștia de tip spațiu nu există, pentru că nu există particule, în, cel puțin până în acest moment. Descoperită de fizică, care să meargă cu viteză mai mare decât viteza luminii. Deci, practic, zona aceasta este un fel de zonă ipotetică. Deci, zona vectorilor de tip spațiu este o zonă ipotetică. Se spune că ar exista o particulă numită tahion, și acea particulă merge cu viteză mai mare decât viteza luminii, însă cum să spun, este la fel de ipotetică particula aceasta, precum uh, uh, faptul că uh, bazmul cu făci frumos și cu Ileana Cosânzeana s-a întâmplat în realitate. Nu, deci deocamdată ne rezumăm la ceea ce știm, adică vom numi realitate pentru noi întotdeauna realitatea este legată de lucrurile pe care fizicienii le pot măsura. Deci, deocamdată, vectorii albaștri sunt ipotetici și vectorii roșii, ăștia de aici, adică cei care se mișcă exact de-a lungul razelor luminoase, deși pe paralele la ele, evident. Deci, ultima chestie, vectorii de tip... Uh, nici nu știu cum să-i numim, U, U, cu proprietatea că am T0 pătrat minus Z0 pătrat egal cu 0, adică Z0 egal cu T0 sau Z0 egal cu minus T0. Deci, acești vectori sunt uh, vectori, vă spuneam anul trecut, de tip luminos. Așa, și acești vectori de tip luminos, așa, fac diferența. Eu sunt, ca să spunem așa, sunt la marginea dintre cei de tip spațiu și cei de tip timp. Deci frontiera, ca să spunem așa, este conul luminos. Deci chestia asta, formată din aceste două chestii, în cazul dimensional. și am spus că punem acest tip de cerculețe ca să sugerăm ideea de con, deci, deci conul luminos face diferența dintre, cum se numește, deci aici am desenat conul luminos astfel încât el îmi scoate în afara lui vectorii care sunt de tip spațiu. Evident că puteam să desenez conul luminos orientat în direcția temporală. Deci puteam să îl desenez orientat așa și voi înțelegeți mai bine că toate evenimentele posibile și liniile de univers nu pot să fie decât cu curbe care se află aici, dar atenție, nicio curbă, deci atenție, o curbă de genul ăsta. Deci asta este lumina, da? Deci o curbă merge așa, e ok, 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 dar dacă, de exemplu, o cotește puternic în sus și duc tangenta la curbă, tangenta aici la curbă pare mai inclinată, deci unghiul acesta de aici, pare unghiul beta, pare mai mare decât de 45 de grade. Deci, astfel de curbă nu este o linie de univers. O linie de univers este ceva care evoluează astfel încât în orice moment viteza Viteza pe o linie de univers este cuprinsă între minus C și C. Înțelegeți? Așa se întâmplă în, în realitate. Bun. Și acum am să. Nu mai puțin. Fac o pauză. Mă auziți? Uh, da, se audem. Da. Bun, vă mulțumesc. Deci am a trebuit să răspund la două telefoane până la urmă. Vă rog să mă scuzați pentru chestia asta, de obicei nu. Așa, să o luăm sistematic. Ne întoarcem la uh, curs. Să vedem unde am rămas. Așa, bun, am rămas aici. v-am spus toate lucrurile acestea pentru că deși pare numai algebră până acum, tot ce am discutat în realitate în momentul când găsești în momentul când, când găsești transformările Lorenz este mecanică este mecanică din mai multe puncte de vedere deci am, am să scriu ideile, ideile esențiale deci prima idee 1, deci, eu am transformările Lorentz. LV. Deci, rețin, rețin că LV este de forma este de, este de forma da. uh, spune spuneți mi Vrea să spuneți ceva? Am făcut uh, share screen. N-am făcut share screen imediat. Totdeauna spuneți-mi chestia asta. Nu înțeleg de ce. Deci cer screen uh, de aici, imediat de aici, înseamnă că s-a... Acum ar trebui să se vadă. Ok, înseamnă că în momentul când am dat uh, hold, A, vedeți da, în acest moment? Bebe. Bun. Deci LV. Haideți să o scriem în forma 1 supra radical din 1 minus v pătrat 1 v v1. V deci, acesta este uh, transformarea Lorentz. Bun. Și, uh, deci, aceasta este transformarea. Lorenz, să spunem din nou, ce face ea? Ea mă duce de la sistemul aflat în mișcare Caupsi mă duce la sistemul, să zicem, aflat în repaus relativ TV. Și atunci pasul 1 mă întreb cum se transformă delta tau și 0. Cum se transformă, uh, cu alte cuvinte, să zicem, aceasta este secunda, delta tau este secunda din sistemul care se mișcă cu viteză V. Păi n-am decât să trec secunda respectivă uh, prin LV, adică prin 1, uh, uh, nu, nu încape, deci nu e bine, nu, ca pe, uh, am, să trec, am să o trec prin LV, adică am să scriu că este 1 supraradical din 1 minus V pătrat și acum 1 V, V, 1 și acum am să pun delta tau și 0. Și rezultatul va fi de forma delta T, va fi secunda din sistemul în mișcare, care are aici ceva. Pe care îl pot neglija, adică nu mă interesează ce se întâmplă cu coordonata spațială. Mă uit doar la componenta temporală și constat că delta tau supra uh, radical din 1 minus v pătrat, așa, este delta t. De unde rezultă delta tau egal cu delta t în cu radical din 1 minus v pătrat care e mai mic decât delta T. Deci, deci cu alte cuvinte, ceasul bate mai încet. Ceasul bate mai încet uh, decât asta delta T, uh, fiind mai mare decât delta Tau. deci pulsează mai repede. Deci ceasul bate mai încet pentru, uh, uh, pentru sistemul aflat în, uh, în mișcare. Deci rezultă că timpul se scurge mai greu, timpul se scurge mai A. greu în sistemul aflat în mișcare. Așa, deci cu alte cuvinte, în momentul când doi gemeni, unul rămâne pe rămâne pe pământ, el stă în sistemul fix și celălalt pleacă cu o rachetă cu viteză V și se întoarce, și se întoarce mergând cu aceeași viteză constantă V, uh, pe uh, omul. Uh, omul acesta care se află în, în rachetă, deci merge cu viteză V, deci are delta tau mai mic decât delta T, ăsta are delta T, deci ceasul lui merge mai încet, deci dacă ceasul lui merge mai încet, îmbătrânește mai greu. Și ca urmare, dacă pentru el trec trei ani când face acest, această curbă de aici, s-ar putea pentru ăsta să treacă mai mult de trei ani, Am putea, depinde de viteză cu care merge, s-ar putea să treacă, în funcție de V-ul s-ar putea să treacă patru ani. Deci, cu alte cuvinte, deși erau gemeni și au plecat, unul a rămas pe pământ la 23 de ani și celălalt a plecat la 23 de ani. Biologic vorbind, pentru unul, pentru unul, pentru cel din navă, pentru cel din navă, timpul a trecut uh, mai încet, deci are 26 de ani după cei 3 ani, e, iar pentru celălalt uh, are 27 de ani. Dar vă dați seama, cu cât viteza este mai mare, cu cât viteza este mai mare, cu atât riscul ca, după 10 ani, unul să aibă 33 de ani, și celălalt să aibă 53 de ani. Deci, este posibil și asta. Deci, asta este uh, chestia pe care am studiat-o și anul trecut, s-a numit dilatarea timpului. Deci, aici am studiat dilatarea timpului. Totdeauna trebuie să spunem pentru cine este vorba de această dilatare a timpului. Dilatarea timpului este pentru cel care stă, stă pe pământ. Deci timpul se dilată, deci dintr-o dată îmbătrânește foarte repede. Așa, iar acum cealaltă chestie care știu că mi-a cerut mult să răspundeți la ea anul trecut, era vorba de paradoxul prăjinii în hambar și era ideea de, ideea era că uh, cum se transformă distanțele. Și era vorba de cum se, mă rog, am o distanță uh, L în reperul, în reperul care se mișcă. Mi se pare că anul trecut am notat distanța asta cu lambda. Lambda, distanța în reperul care se mișcă, deci în tau psi, așa, și acest lambda era, cu alte cuvinte, 0, asta este punctul 0 lambda. Așa mă interesează cum se aplică PV, LV, scuzați LV, adică unul 1 supra radical din 1 minus V pătrat 1 V V1, cum se aplică lui 0 uh, lambda și cu, cu scopul să îmi producă ceva și aici să zicem L. Și am constatat uitându-mă ce se întâmplă la a doua componentă. Deci vine uh, atenție, ca să ajung la L, deci va trebui să pun lambda pe radical din 1 minus V pătrat egal cu L, ceea ce înseamnă că lambda egal cu L radical din 1 minus V pătrat. Deci lambda este mai mic decât L. Lambda este mai mic decât L. E, deci aici, practic, Acum se întâmplă următorul lucru. Obiectele, obiectele care se mișcă cu viteză V sunt percepute de observatori dintr-un sistem fix deci ăsta, de lungime L, mai scurte. Și din cauza asta ne jucasem noi cu paradoxul acela al prăjinii în hambar, să zicem că aveam, aveam un hambar care avea deschise și partea asta și partea asta și hambarul ăsta nu avea decât 10 metri, dar totuși dacă John alerga cu o prăjină Alergau cu o prăjină de 16 metri, exista o viteză de alergare, astfel încât prăjina aceea să încapă, să încapă în hangar. Deci, cu alte cuvinte, nu, nu se încapă și să stea. Dar pur și simplu să aibă lungime mai mică decât lungimea hambarului în care vrei să bagi acea prăjină. Nu trebuie să vă gândiți că John a alergat cu ea și dintr-o dată s-a oprit. În momentul când s-a oprit, gata, lucrurile, lucrurile se schimbă. Deci, amândoi percep obiectele exact de lungimile care sunt. Dar ideea este că prăjina de 16 metri a lui John. În momentul când Adam se uita la ea și o vedea încăpând în hambar, putea să creadă că are lungime mai mică decât 10 metri. Dar noi știm că John știa că prezina lui este de 16 metri. Deci toate aceste chestii sunt posibile. Toate aceste chestii sunt, sunt posibile. Deci asta, asta era esențial în teoria restânsă a relativității. Și acum, bineînțeles, că puteți să faceți următorul, următorul lucru. Adică am insistat foarte mult anul trecut pe această idee. Deci în momentul când luați LW și L și îl compuneți cu LV și vă dă LV mare, care este legătura? Deci, cu alte cuvinte, ca să explicăm desenul, ar fi de tipul următor. Deci, aici se merge cu viteza V de la sistemul M, mobil, și aici, acest sistem, pentru observatorul din M, este sistemul acela care stă în repaus, R. Deci acesta, să zicem, are coordonatele T și Z, ăsta are tau și psi și totuși acest sistem pentru observatorul de aici, din ultimul sistem care să zicem, nici nu știu cum să zicem, că îl cheamă P, așa, îl percepe, îl percepe în mișcare, îl percepe în mișcare cu viteza uh, W. Deci, uh, cu alte cuvinte, uh, P-ul acesta, care are și el niște coordonate, nici nu mai știu ce coordonate să punem, T prim, T prim, Z prim, așa, nu prea contează chestia asta, ci contează ideea este, idee este ce se întâmplă de aici aici. Uh, care este viteza, deci dacă P îl percepe pe R că se mișcă cu viteza W către el. Iar R îl percepe pe M că se mișcă cu viteza V către el. În mecanica clasică, M se mișcă față de P cu viteza V plus W. Ori nu este așa. Pentru că, de fapt, mișcarea este susținută de acest produs de matrici. Deci voi n aveți decât să faceți calculul 1 supra radical din 1 minus W pătrat. Cealaltă matrice are 1 supra radical din 1 minus V pătrat. Și să mulțiți 1 W, nici nu contează că astea sunt întâmplători, sunt... Uh, uh, deci 1 W, W1 și 1, V, V1, așa, și este egal cu, este egal cu, <coughs> și rezultatul care îl punem, îl punem aici, după ce facem calculele, pur și simplu o să iasă în față 1 supra -radical din, nu mai facem calculul că l-am făcut data trecută, V plus W supra 1 plus V W totul la pătrat, așa, și aici 1, aici parcă V plus W, mă rog, am scris W plus V, același lucru, 1, așa, și imediat. Nu, aici, practic, după ce facem înmulțirile, ia să vedem, ca să scot în față, deci vine 1 ori 1 1, W WV. W. Deci, practic, 1 plus W, W. Deci, ca să iasă în față deci nu, deci nu sunt bună să scriu rezultatul direct, N -n -n -am, nu am talentul acesta. Va trebui să, să fac puțin uh, calculele. Deci. V uh, da, da, da. 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 plus W supra 1 plus V. dacă țin -mi bine minte. Da, probabil că așa, așa este. Deci, sigur că așa ar trebui să fie, măcar din uh, uh, măcar din ideea că acesta ar fi L v și V ar trebui să fie V plus W supra 1 plus VW adică cu alte cuvinte V ăsta este un mod de aduna, este un mod de aduna pe V plus W deci Aici se circulă cu V plus W, care e egal cu V mare, ca să ajungă aici în P, în acest P de aici. Așa. Și ideea este că V și W aparțin lui minus 1,1 și un, o problemă care ați făcut-o voi la liceu, vi se cerea să arătați că mulțimea G egal cu minus 1. 1 înzestrată cu legea de compoziție V plus W egal cu V plus W supra 1 plus VW, deci G cu plus este grup abelian, izomorf cu R cu adunarea și asta înseamnă, asta înseamnă că 1 și minus 1 deveni, devin infiniți. Deci, iată algebra, algebra făcând în această lege să transforme niște numere finite în infiniți. Adică în momentul când spui nici o viteză nu poate să depășească viteza luminii, înseamnă că viteza asta luminii devine un fel de infinit. E acest infinit este reliefat de faptul că, de faptul că se schimbă legea de adunare și legea de adunare este via această uh, relație. Mulțumesc, Vlad, este suficient. E așa este. Și acum ca să termin uh, ora, pentru că e clar că data uh, următoare va put voi putea să face ceea ce doream să fac astăzi și anume să vă arăt cum, cum intră, deci exact cum am văzut la unde gravitaționale într-o metrică care nu avea niciun fel de curbură, totuși, printr-o transformare convenabilă de coordonate, puteam pune în evidență unde gravitaționale plane. Deci, exact cum am văzut atunci această idee, pot să explic cum pot să fac să, îi, să introduc în mod fals gravitație într-o metrică de tip Minkowski, și atunci să vă arăt care sunt consecințele acestei chestiuni. Dar, dacă tot ăsta a fost ultimul pas, atâta mai vreau să vă spun. Anul trecut am definit vectorul acesta, să zicem, M0 și M0V. Se, se numea. Vector de tip impuls, și acest vector de tip impuls, dacă țin cont de faptul că în uh, impuls la viteza V, acest lucru nu poate să, de, nu poate să provină decât folosindu-mă de LV, deci folosindu-mă de LV aplicat lui M0 și 0. Deci, cu alte cuvinte, acesta ar fi un vector de tip impuls care stă în repaus și dacă îi aplic LV, devine un vector de tip impuls pentru un sistem în mișcare. Bun, și atunci eu pot să găsesc că LV aplicat lui M00 este egal, Ia să vedem cu cât este egal, pe ei vine, trebuie să pun politic o să pun constant în față. 1 supra radical din 1 minus V pătrat, 1 V1, aplicat lui M0 și 0. Și când facem calculele, aici vine M, M0, pentru că vine doar 1 ori M 0 plus V ori 0, deci M 0 supra radical din 1 minus V pătrat. Așa. Și aici vine M0V supra radical din 1 minus V pătrat. Deci, în realitate, în realitate, în realitate, obiectul ăsta trebuie să fie fără 0, fără 0. Deci, va trebui să introducem o formulă și anume... M, adică M este o masă în funcție de viteza V. Deci, un corp care avea masa M0 inițial o să aibă o altă masă la viteza V și această masă este viteza inițială supra radical din 1 minus v pătrat. Iar aici, când scriu chestia aceasta cum trebuie, pun egal și vine M, și aici. M0 supra-radical din 1 minus V pătrat este M și înmulțit cu V. Deci, într-adevăr, acesta se duce prin LV în acesta. Adică, cu alte cuvinte, impulsul inițial devine impuls la viteza V. Adică, spre deosebire de mecanica clasică, unde... Uh, impulsul, să zicem, avea formula MV de la început, de la început E. Impulsul acesta, într-un spațiu-timp, are două coordonate. Prima ține doar de masă, și a doua de masă, la viteza respectivă. Deci, aici este masa de repaus, aici este masa de repaus, și aici este masa de repaus, ori 0. Pe când aici este masa care este la viteza V și masa. Uh, uh, Viteza V înmulțit cu V, adică impulsul corespunzător vitezei V pentru masa respectivă. E. De la această formulă, nu mai scriu, că asta v-am făcut-o de mai multe ori. Pur și simplu, dacă scriu uh, formula F de V egal cu 1 supra radical din 1 minus V pătrat și acesta, când facem calculele, va fi dacă dezvoltăm în polinom Taylor în, în jurul punctului 0, atunci va veni 1 plus 1 pe 2 V pătrat și de aici încolo am termeni numai de la V la a patra încolo. Deci, pe care o să-i notez cu O de V la a patra, deci toți termenii ăștia sunt de, v, depind de viteza la a patra. Așa, acum țin cont că eu dacă calculam asta se întâmplă în coordonate asta se întâmplă în coordonate geometrice dacă calculam F de V supra C adică puneam, lucram pentru 1 supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat pentru că asta este, ca să spunem așa asta se numește factorul Lorentz. așa, atunci aveam 1 plus 1 pe 2 V pătrat pe C pătrat și aici venea O de V la a patra pe C la a patra. Dar gândiți-vă că C la a patra, deci vine 3 ori 10 la a cincea, la puterea, la a patra. Deci, practic, umblu pe la zecimala 20. Pe păi, dacă umplu pe la zecimal la 20, deja e greu de citit fizic. Deci, ăsta pot să le, din punct de vedere fizic, acești termeni pot să îi fac să dispară. Deci, practic, formula care vine după ce o mulțesc cu M0, vine M0 supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat, egal cu M0 plus 1 pe 2 uh, m0 uh, v pătrat pe ce pătrat. A, pe n-are nimic. Aduc la același numitor, pun ce pătrat aici și pun ce pătrat aici. Această formulă se va numi energie totală. Energie totală relativistă. Așa. Aceasta este energia cinetică uzuală. Energia cinetică uh, uzuală a corpului de masă v. Și aceasta se numește energia de repaus. Deci, acea, aceasta este, ca să spunem așa, supremul teoriei relativității. Uh, un corp de masă M0 are o energie uriașă de repaus. Problema este, pentru fizicieni sau, mă rog, pentru ăștia din armată, este să transforme cumva, să găsească acele mase, adică, cu alte cuvinte, Uh, acei uh, atomi uh, care pot fi transformați astfel încât uh, masa lor de nimic să devină o energie uriașă. Deci, cu alte cuvinte, aceasta este problema construcției bombelor atomice. Și Einstein, care era un pacifist, el a fost foarte trist că matematica lui teoretică, această fizică teoretică care este teoria resursa relativității și această formulă, au devenit suport științific pentru crearea bombei atomice. Deci el a propovăduit contra, n-a fost de acord niciodată, nu a participat la construcției, i-a scris președintelui Roosevelt că îl roagă, să, prima dată, să o dezvolte ca să nu cadă în mâinile nemților, ca să nemții să nu cumva să cucerească lumea, el fiind evreu și evrei având o mare problemă în Germania. Nemții vreau să creeze o rasă pură și să îndepărteze în special populația de origine deci pe evrei. Așa și aici, de aici, eu, în timpul vieții lui, a avut această mică contradicție. În care inițial a cerut președintelui Truman să considere, să facă demersuri pentru găsirea unei, cum se spune, unei posibilități de a produce industrial bomba atomică și de a o folosi în război. Pe urmă, când și-a dat seama de implicații și de forța unui asemenea uh, instrument, a pledat pentru pace. A fost prea târziu. Poveste foarte lungă. Heisenberg, care era foarte bun prieten cu Einstein și care lucra pentru germani, dar lucra împotriva voinței lui, găsise bomba și modul de producere al bombei atomice cu mult înainte, dar și-a dat seama dacă, că dacă ei pune în mână unui șelerat ca Hitler... Ar fi fost un dezastru. Deci, problema este că Heisenberg, deși a știut secretul, a preferat să nu îl împărtășească naziștilor ca să creeze această bombă și să cucerească lumea. Povestirile sunt lungi, dar pentru astăzi eu zic că este de ajuns. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos.